Uniunea Europeană va decide în curând dacă vom păstra sau nu ora de vară și de iarnă. Azi este ultima zi în care statele membre ale Uniunii Europene mai pot completa sondajul care te întreabă dacă vrei să dai ceasul înapoi sau înainte de două ori pe an. În urma unor solicitări din partea cetățenilor, din partea Parlamentului European, precum și din partea anumitor state membre ale Uniunii Europene, Comisia a decis să investigeze modul de funcționare a actualelor dispoziții ale Uniunii Europene referitoare la ora de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui modificate, se arată în introducerea sondajului de opinie. Sondajul a fost lansat în 4 iulie, iar respondenții pot alege să-l completeze chiar și anonim. Unul dintre principalele motive pentru care se dorește luarea unei decizii cu privire la ora de vară sunt ultimele studii care arată că aceste modificări au efecte negative asupra organismului și și-au pierdut din aplicabilitatea inițială. Majoritatea statelor Uniunii Europene au decis introducerea schimbului orar datorită contextului social și economic din timpul primului și celui de-al doilea război mondial. Consumul de energie, sănătatea și bioritmul populației, siguranța în trafic și agricultura sunt câteva dintre argumentele la baza cărora a stat inițial introducerea schimbării orare.